Zaleul a devenit la acest sfârșit de săptămână capitala muzicii. Peste 270 de elevi din țară și străinătate s-au întrecut la Zaleu la celebrul concurs Viva la Muzica. La final, toți copiii participanți au primit premii și mențiuni. Concursul a fost organizat de Liceul de Artă Ioan Sima Zaleu. După cele două zile dedicate concursului propriu-zis, vineri a venit rândul ca organizatorii să-i răsplătească pe participanți. Premierea acestora a avut loc vineri, începând cu ora 18, în clădirea Transilvania. Dragi elevi, participanți, părinți, vă spunem bine ați venit la festivitatea de premiere a celei de-a 19-a ediții a concursului național de interpretare Viva la Muzica. Nu am vrea să abuzăm de răbdarea dumneavoastră, a fost o zi lungă, am avut, așa cum spunea și dimineața, în deschiderea concursului nostru, avem 278 de participanți la secțiunea muzică și cu elevii care au participat la secțiunea de pictură depășind 300 de participanți la ediția din acest an. Așadar, a fost un maraton, a fost o zi frumoasă de care ne-am bucurat cu toții. Am avut de toate, ca să spun așa. Am avut ploaie dimineață, am avut soare după masă. Am avut cel mai important sprijin din partea organismelor de cultură, instituțiilor de cultură de la nivelul județului și mă refer aici la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Am avut sprijin din partea Casei Municipale de Cultură Zaleu, respectiv Primăria Municipiului Zaleu. Am avut sprijinul unor oameni cu inimă mare, care au înțeles că acest fenomen artistic nu se poate desfășura fără ajutorul dumnealor. Oameni care ne-au sprijinit și am avut ajutorul dumneavoastră, acelor care ați participat. Atât cu elevi, cât și cu contribuții mai mari sau mai mici, după posibilități. Vă mulțumim pe această cale și vă spunem că fără dumneavoastră concursul acesta nu ar exista. Pe lângă toate aceste ingrediente, am avut copii foarte bine pregătiți. Am avut prilejul și bucuria să participăm astăzi împreună cu prezidiul, ca să spun așa, pe care o să-l citesc imediat. Am avut bucuria să participăm la toate secțiunile concursului nostru. Nu au fost puține, număr de 8. Și am văzut copii foarte bine pregătiți. Este un moment bun să le mulțumesc tuturor elevilor care au venit înspre noi. Să vă mulțumesc dumneavoastră, dragi colegi, profesori din liceele de muzică și școlile de muzică care astăzi ați ales să fiți alături de noi. Și în concluzie, credem că toate lucrurile acestea, fără cel mai important crez, nu s-ar fi putut desfășura. Care este acel crez? Viva la Muzica! Nu vreau să închei. Nu vreau să închei înainte de a prezenta o parte din jur, ca să spun așa, sau pe președintele concursului nostru din acest an, domnul profesor dr. Ioan Chezan, din cadrul Liceului de Artă Ioan Sima. Ne mergim cu lumea lui și ne bucurăm că este alături de noi. O avem și pe doamna profesor Alina Coza din partea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Inspector cu atribuții în domeniul artelor, muzică și arte plastice. Și am avut în comisiile de evaluare profesori devotați care au avut răbdare astăzi și când spun că au avut răbdare, vă mărturisesc că sunt comisii care au început la ora 9 și au terminat la 4:30 cu pauze scurte. Deci chiar au avut răbdare să vă asculte pe dumneavoastră, dragi elevi, să vă respecte pentru munca pe care ați depus-o în a veni înspre concursul nostru. Vă mulțumim pe această cale și dumneavoastră, dragi colegi, care ați jurizat. Sunt ferm convins că spiritul care a dominat întreaga competiție a fost cel de fair play, în care cel mai bun s-a evidențiat și o să avem plăcerea să îi vedem imediat la festivitatea de premiere. Pe parcursul celor două zile, juriul a fost cel care a evaluat prestația elevilor participanți. În acest an, președintele juriului a fost profesor dr. Ioan Chezan. Mi-aș dori să vă spun că pentru mine astăzi a fost o zi deosebită. O dată mă bucur
faptul că fiind cel care am botezat acest concurs, denuie în timp și crește în calitate, o chestiune care pentru mine este onorată. Ar dori de asemenea să vă spun că am văzut copii deosebit de bine pregătiți, pe care îi felicit și aș vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere, toți sunt câștigători. Aș dori apoi să vă spun că am văzut niște colegi de pe învinsul țării și nu numai, și din Moldova și din Ungaria, niște oameni deosebiți care se sacrifică și, zic eu, dezmint știrile urâte care vin despre învățământ și demonstrează că prin muncă și talent se pot face lucruri excepționale, excepționale, lucruri pentru care îi felicit și le mulțumesc. Am văzut de asemenea tot de care fac eforturi extraordinare în condițiile actuale pentru a apropia copiii lor de frumos. Este o chestiune deosebită, este un efort deosebit. Am văzut și bunici, am văzut și titulari de copii, lucru care de asemenea mă bucur. Aș vrea să mulțumesc de asemenea și celor care stau mai în umbră, în primul rând profesorilor corepetitori, care desfășoară activitate extraordinară și de multe ori sunt uitați de către noi. Apoi, eu fiind un pic mai trecut, am văzut niște colegi de-ai mei care s-au mobilizat exemplar și au organizat un concurs într-un tipic record de o calitate deosebită, lucru pentru care îi felicit, le mulțumesc și mă mândresc cu ei. M-a bucurat de asemenea ideea și de a veni în competiție și cei de la arte plastice și astfel clădirea liceului care sperăm că în curând la ediția viitoare, poate nu, dar la cealaltă, va arăta altfel, a fost înnobilată prin niște lucruri de excepție, lucruri care îmi face plăcere și care de asemenea mă bucură. A arătat cu totul altfel instituția astăzi în zilele de sărbătoare. În concluzie, aș vrea să vă mai spun faptul că orice oraș din lume ar fi bucuros astăzi să fie gazda unui asemenea eveniment. Cu atât mai mult zalău, regret, chiar dacă unii mi-au spus să nu spun anumite lucruri, regret că aș fi așteptat și din partea autorităților să fie mai prezente, dar probabil oamenii au și altceva de făcut, nu numai să vadă lucruri frumoase. Nu e gata la urmate. Îi felicit încă o dată pe colegii mei pentru exemplare și nu în ultimul rând pe noul director al acestei instituții, care din toate punctele de vedere mi-am demonstrat că își merită locul. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, vă felicit. Mă mândresc cu faptul că astăzi am fost gazda dumneavoastră și sunt sigur că cei care iubesc cu adevărat frumosul și în viitor vor face efortul pentru a se instrui în acest domeniu. Vă mulțumesc! Marele premiu al concursului a fost obținut de Andrei Câmpian, elev în clasa 11-a la Liceul de Artă din Zalău. El a concurat la secțiunea clarinet.